Pacea Domnului, frații mei! Am ajuns la ciclul nostru de studii după ce am vorbit despre decretul duminical, cernerea și zguduirea, după ce am vorbit despre marea strigare, despre ploaia târzie, acum vorbim despre marea strigare. Haideți să deschidem împreună cartea Apocalipsa și de aici să citim câteva versete, Apocalipsa, capitolul 18. Vorbim despre marea strigare. Apocalipsa, capitolul 18, de la versetul 1. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat și o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Mesajul acesta pe care Dumnezeu îl va transmite lumii, conform cu ceea ce spune cartea Apocalipsa și inspirația, este ultimul mesaj pentru lumea aceasta. Spuneam noi în ocazie trecute despre faptul că Domnul va revărsa peste poporul său ploaia târzie. Ploaia târzie este, am zice noi, amploarea revărsării Duhului Sfânt, cu mult mai mare decât a fost la ziua cincizecimii, este revărsarea aceasta bogată, îmbelșugată a Duhului Sfânt peste Biserica lui Dumnezeu la vremea sfârșitului, pentru ca ei să predice Evanghelia până la marginile pământului. De ce totuși în biserica noastră, în biserica adventistă, eu n-am mai auzit, vreau să vă spun că adesea merg la bisericile protestante, fie predic, fie stau în bancă și ascult, n-am auzit niciodată termenul acesta de mare strigare. Niciodată. Nu de mult am fost și am predicat la o biserică și a venit cineva la mine și m-a întrebat dacă mai am prezentări. I-am spus că mai sunt pe internet și le mai poate asculta și l-a notat imediat și vrea să le mai asculte și așa mai departe. Și am stat și m-am gândit că despre marea strigare nu mai vorbește nimeni. Pentru că această mare strigare, la vremea sfârșitului, nu o va da toate bisericile, ci doar una singură. Înțelegeți de atunci de ce Satana se luptă cu această biserică pentru ca ea să nu ajungă să primească ploaia târzie, Duhul Sfânt, ca să dea ultima strigare pentru lume pierdută? Zice Biblia că un înger a coborât din cer cu o mare putere. În Apocalipsa 18, versetul 1, îngerul care coboară din cer, după cum noi am studiat în ocazia trecută, reprezintă ploaia târzie care va veni peste poporul lui Dumnezeu. După ce în prealabil ei au făcut pregătirea necesară ca Duhul Sfânt să poată să vină în inima lor. Să știți că nu se va întâmpla să fim cum suntem astăzi aici, că aici e posibil să fim mai mulți sau să fim toți. Și credem pentru că am venit la biserică sub acoperișul acesta al Bisericii Adventiste să vină Duhul Sfânt peste noi. Nu. Se vor aduna doar cei care vor să vină peste ei Duhul Sfânt. Și în cele ce urmează să studiem, o să descoperim că Duhul Sfânt va veni doar peste o categorie de oameni. Și cu ei se va face o lucrare cum nu s-a mai făcut niciodată de pe vremea apostolilor. A mai fost o mică sclipire de lucrare asemănătoare pe la anii 1840-1844. Mesajul însă, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, este un mesaj plin de curaj și plin de putere pe care îl va rosti poporul lui Dumnezeu pentru lume și mai ales pentru bisericile care au mers tot mai mult copiind marea desfrânată din Apocalipsa, capitolul 17, copiind mama curvelor, cum zice în Apocalipsa, capitolul 17, și Babilonul acesta ajunge complet să fie apostaziat. Am adus cu mine două cărți
Prima este foarte cunoscută, cred că o aveți acasă, găsește mai ușor evenimentele ultimelor zile. Aici veți găsi și capitolul despre care vorbesc acum. Marea strigare. Sau solia în celor trei adversit cu mare glas, cu mare putere. Mai am cu mine încă o carte care nu prea se mai găsește. Modelul care l-am în mână, l-am tipărit la Bacău, cred că am făcut 1000 de bucăți. Le-am dat pe toate. Una sau două știam că mai am acasă. Am descoperit săptămâna asta când mi-a scris cineva să îi trimit o carte, că nu mai am nici pe aia. Cred că am dat-o la cineva. Cred că se mai pot găsi pe la cei care umblă cu literatură pe aici, pe acolo, pe la întâlnire mari, pe la uniune, pe la conferință, dar se găsesc foarte rar. Însă este o carte excepțională, Criza, scrisă de Ellen White. Este o compilație. Am adus cartea aceasta cu mine pentru că am vrut să vă citesc, dar să știți că ce scrie aici, scrie și aici. Da? Deci găsiți și acolo și acolo. Am adus cartea Criza cu mine ca să vă citesc, frații mei, câteva pasaje inspirate de Ellen White pentru noi adventiști de ziua șaptea, care încă socotim că Ellen White este profetul lui Dumnezeu. Vreau să știți, nu că n-ați ști, că sunt oameni pe pământul acesta, cel puțin foști adventiști de ziua șaptea, care au alergie puternică la spiritul profetic. Da? Adică când ai pomenit Ellen White, când ai zis spiritul profetic, numai n-au focul lângă ei să-ți arunce acolo literatura. Nu le place, nu le e drag. Dacă vreodată v-a spus întrebarea de ce ați văzut pe internet grupări, aici și acolo, biserici, cineva, indivizi care aruncă spiritul profetic în foc, pentru că există așa ceva, să știți că oamenii aceia nu aruncă aceste cărți pe foc pentru că nu sunt conforme cu Biblia. Eu de când am intrat în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 am verificat treaba asta. Pe mine m-a interesat. Și vreau să vă spun că am o singură concluzie. Când oamenii aruncă spiritul profetic în foc, este pentru că... Intuiți? Diceți? Le mustră păcatele. Ăsta este motivul. Le mustră păcatele. Când vorbește despre vestimentație, când vorbește despre alimentație, când vorbește despre tutun, despre cafea, când vorbește despre lucrurile care nouă ne plac, când el nu vorbește mai direct decât vorbește Scriptura. Nu în sensul că ea e mai presus de Scriptură, ci în sensul că ne punem ochelare și vedem mai clar ce a vrut Dumnezeu să spună în Biblie. Pentru că și Biblia vorbește despre a avea grijă de trupul nostru. Și Biblia vorbește împotriva tutunului. Este acolo un verset foarte clar despre iarba aceea otrăvită pe care o folosesc oamenii. Dar pentru că mustră păcatul, nu ne trebuie să o aruncăm imediat. Pentru că mustră păcatul. Deși prezintă la modul superlativ absolut, dacă vreți, dragostea lui Dumnezeu pentru cei mai mari păcătoși, spiritul profetic. Eu totdeauna, vorbea fratele Ioane odată și atât de mult mi-a plăcut la o întâlnire, zice, când citesc o carte oarecare, dacă o mai citesc a doua oară, nu mai are farm, nu mai așa interesantă, pare să fie seaca, că am citit, știu. Când citesc spiritul profetic a 10-a oară, a 15-a oară, a 20-a oară, mereu și mereu găsești lucruri noi în ea. Am cărți acasă subliniate cu verde, cu portocaliu, cu galben, cu tot felul de culori, apoi date pe margini. Mereu și mereu reiau cărțile, mereu și mereu găsești ceva frumos. Mai frumos, mai adânc, mai strălucitor. Știți de ce? Este inspirat de la Dumnezeu. Așa, dar am adus cu mine această carte, o compilație, cum am zis, din scrierile Ellen White. Eu iubesc foarte mult aceste scrieri, indiferent cine ce zice, indiferent cine ce scrie, indiferent cine ce cuvinte aruncă. Pentru mine, Ellen White rămâne un proroc al lui Dumnezeu. A fost merită, umilă, nu și-a rugat niciodată pretenții de mare profet. Totdeauna a iubit pe Dumnezeu. Înaintea morții a zis, rămâne Biblia și numai Biblia. Deci vorbim despre cineva cu atitudine măsurată. Despre marea strigare. Haideți să citim câteva pasaje. Sunt deosebit de frumoase și veți vedea că pe măsură ce ajunge spre final, sunt unele mai puternice decât altele. Deci așa după cum a fost prezis în capitolul 18 din Apocalipsa, cum am citit mai devreme, solia îngerului al treilea va fi proclamată cu mare putere de către aceia care dau ultima avertizare împotriva fiarei și a chipului ei. Deci, marea strigare nu va da oricine. Marea strigare nu va da toți membrii Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Unii vor ajunge să dea mare strigare, aceia care au primit mai întâi ploaia târzie.
umpluți de Duhul Sfânt, curățiți de păcate, de întinăciunile din viața lor, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu și o să vedem în cele ce urmează, că e un pasaj extraordinar la un moment dat, despre o atitudine a inimii și a vieții pe care trebuie să o aibă credinciosul, care va fi folosit de Dumnezeu și nu el va folosi Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt îl va folosi pe el. Textul din Apocalipsa 18 arată către timpul când, ca rezultat al respingerii întreitei avertizări din Apocalipsa 14, prima, a doua și a treia sulingerească, biserica va fi atins pe deplin starea prezisă de Îngerul al Doilea și că poporul lui Dumnezeu, care se află încă în Babilon, va fi chemat să se despartă de legăturile lui. Această solie este ultima solie care va fi dată lumii. Dacă astăzi încă se predică și mai e ceva de zis despre, ce știu, despre furat, despre curvit, despre mințit, despre, ce știu, droguri, despre minciună, despre bârfă, despre răutate, despre ce mâncăm nesănătos, despre, nu contează. Va veni însă un timp când se va da o ultimă solie. Adevărurile acestea care sunt prezente astăzi, noi trebuie să le înțelegem, să le trăim, să le primim, să facem așa cum a zis Dumnezeu. Și va veni o zi când adevărul prezent și ultima solie va fi pentru o lume pierdută din partea poporului Dumnezeu care locuiește, Dumnezeu care locuiește în mijlocul poporului său și care avertizează lumea să iasă afară din Babilon. Sunt la pagina, am citit de la pagina 82, acum citesc de la pagina 83, un alt pasaj. Ultima solie de har care trebuie să fie dată lumii este o descoperire a caracterului și a iubirii sale. Vreau să vă spun, frații mei, că în general, noi ca adventiți de ziua șaptea, cel puțin în ultima vreme, suntem foarte cunoscuți ca fiind oamenii care avem o singură evanghelie. Care? Papa, 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 766, 766, 766. Cuvântul spune că ultima solie de har care trebuie să fie dată lumii este o descoperire a caracterului și a iubirii sale. Adică la finalul istoriei acestui pământ, poporul lui Dumnezeu adevărat, cel autentic, va manifesta față de lumea întreagă caracterul lui Dumnezeu, care este iubire. Oamenii nu știu cum arată iubirea? Iată aici exemplare. Câteva la Pietroasa, câteva la Vașcău, câteva la Hinchiriș, câteva la Beiuș, câteva, înțelegeți? Peste tot Dumnezeu va avea exemplare pe copiii săi care vor exemplifica lumii acestea peste tot. La un moment dat Ellen White zice, mesajul acesta va fi rostit prin mii de glasuri. Și ce înseamnă mii? Nu unu, nu unu, nu doi, nu cinci, cum credem noi, ci prin mii de glasuri. Aia înseamnă că mii de oameni sunt puși la dispoziția lui Dumnezeu pentru a vesti solia aceasta frumoasă. Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava sa. În viața și în caracterul lor, ei trebuie să descopere ce a făcut harul lui Dumnezeu pentru noi. Mesajul pe care o să-l ducă poporul lui Dumnezeu, lumii acesteia, este în mod special ce a făcut Dumnezeu în viața mea. De unde m-a scos pe mine Dumnezeu? În general, mesajele pe care le ducem lumii este, încercăm să le transmitem, chiar participam la ultimele instrucții pe care le-am avut la nivel european, cu misionarii, mereu și mereu ni se aduce în discuție faptul că noi încercăm atunci când ne întâlnim cu oamenii să le spunem diferențele dintre noi și ei. Ce avem noi ca biserică și ce n-au ei. Și noi le spunem cât de păcătos sunt ei și au nevoie de Hristos, cât de decăzut sunt ei și au nevoie de har, cât de pierdut sunt ei și au nevoie de salvator, cât de fără nicio șansă sunt ei și au nevoie de cerul lui Dumnezeu. Dar noi nu le vorbim despre cum am fost noi, cât de nenorociți am fost noi, cât de fără speranță am fost în nopțile alea întunecate când nu știam de unde să luăm pe Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu în viața noastră când ne-a scos de acolo. Uitați-vă la marele predicator pe care îl prezintă epistolele și de la Faptele Apostolilor încolo, Pavel, când se duce în fața împăraților pământului, că Domnul i-a spus, lasă că o să te duc în fața împăraților acolo să fii martor pentru mine. Când Pavel merge în fața lui Agripa, lui Festus și peste după unde Dumnezeu l-a trimis, ce spune Pavel în fața lor? Mărturia personală. Și eu credeam, făceam, mergeam, prigoneam, băteam, omoram. Până când m-am întâlnit cu Hristos. El povestește ce a făcut Dumnezeu în viața lui. Și în timp ce le povestește experiența vieții lui cu Dumnezeu,
că cine a fost și cum l-a transformat Harul lui Dumnezeu, la un moment dat unul dintre ei, cuprins așa de o trezire a conștiinței, zice: curând mai vrei tu, Pavele, să mă duplești pe mine, să mă fac creștin? Și Pavel ce îi zice? Fie curând, fie târziu, aș vrea ca toți de aici care stați acolo în forul superior să fiți ca mine, afară de lanțurile acestea care mă țin legat. Dar aș vrea cu toții să fiți ca mine. Ce le-a spus Pavel acolo? Experiența lui. Experiența convertirii lui. Experiența umblării lui cu Dumnezeu. Și în timp ce el vorbea despre ce a făcut Dumnezeu în viața lui, Duhul Sfânt, care conducea viața acestui om, mișca inimile ascultătorilor și au rămas impactați și pătrunși în inima lor și s-a trezit și în inima lor dorința să intre în procesul acesta al convertirii prin care trecuse Pavel. Hai să vă spun și la final. Pagina 84. Scuze. Am citit la 84, am căzut când am dat pagina. Pagina 86. Criza. Pagina 86. Când furtuna de persecuție se dezlănțuie pe deplin asupra noastră, atunci solia îngerului al treilea va crește într-o mare strigare și tot pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. La începutul timpului de strâmtorare, noi am fost umpluți cu Duhul Sfânt, în timp ce înaintam proclamând sabatul mai pe deplin. Dacă astăzi se vorbește Putin, Rusia, Ucraina, Israel, Hamas și așa mai departe, mâine toate canalele de televiziune pe care urmăriți astăzi știrile va vorbi despre secta aceasta. Mâna aceasta de oameni care îndrăznește să se pună împotriva autorității statului și că au ca diferență majoră față de toate religiile lumii sabatul. Atunci va trebui să înfruntăm ura fiecăruia. Subiectul în discuție va fi sabatul și aici zice: vom înainta și vom proclama sabatul mult mai pe deplin. Vom vorbi despre sabat mai plin de curaj. Și de ce? E ultima dată când mai putem să le spunem. Și dacă atunci vom tăcea, când mai vorbim? Că apoi după treaba asta, timpul de ars se încheie. Păzirea acestui sabat fals va fi impusă printr-o lege tiranică. Satana și îngerii săi sunt treji și extrem de activi. Dar în timp ce Satana lucrează cu puterile sale înșelătoare, timpul prezis în Apocalipsa 18 va fi împlinit și îngerul puternic care va lumina pământul cu slava lui va anunța căderea Babilonului și va chema poporul lui Dumnezeu să iasă afară din el și să-l părăsească. Acum am o întrebare. Frații mei, să știți că cel mai adesea de la anvoanele noastre, dacă se predică multe dulcegării, este pentru că poporul nu acceptă mustrarea. Noi nu vrem să ne mustre nimeni, nu vrem să ne spună nimeni. Poporul lui Dumnezeu va fi chemat afară din Babilon. De ce? Babilonul cum este? E decăzut. Dar cum am putea noi să-i chemăm afară din Babilon dacă și noi trăim ca în Babilon? Nu știu dacă înțelegem. Dacă noi mâncăm ca în Babilon, ne îmbrăcăm ca în Babilon, vorbim ca în Babilon, trăim ca în Babilon, cum îi chemăm pe oameni afară din Babilon? Dacă nu este aproape nicio diferență între ei și noi, decât că noi ne odihnim sau ne oprim de la muncă într-o zi și ei se opresc într-o altă zi. Dar restul viața este identică. Pagina 87. Îngerul care se alătură în proclamarea soliei îngerului al treilea va lumina tot pământul cu slava lui. Aici este prezisă o lucrare mondială și de o putere neobișnuită. Mișcarea adventă de la 1840-1844 a fost o manifestare glorioasă a puterii lui Dumnezeu. Solia primului înger a fost dusă la orice centru misionar din lume și în unele țări a avut loc cel mai mare interes religios care a fost văzut în orice țară din timpul reformațiunii secolului al XVI-lea, imediat după vremea lui Luther. Dar acestea vor fi depășite de mișcarea puternică sub ultima avertizare al îngerilor al treilea. Adică, lucrarea care se va face la vremea sfârșitului va depăși orice tip de lucrare misionară pe care am cunoscut-o noi vreodată. Am văzut că această solie va face lucrarea de încheiere cu o putere și tărie depășind cu mult strigarea de la miezul nopții. Știți când a avut loc strigarea de la miezul nopții? La 1844. Când ce s-a strigat? Iată, mirele vine. Și
spune cuvântul, dacă aveți curiozitatea să citiți cea mai deosebită carte după Biblie, Tragedia Veacurilor, nu există carte să aibă grad de comparație. Veți descoperi că acolo au fost unii care au zis că s-au pregătit și ei pentru venirea Mirelui. Și au stat și ei drepți în noaptea aia când Mirele trebuia să vină. Și n-a venit. Și când n-a venit, din gruparea, din masele alea de oameni care nu erau foarte mulți, vreo 50 de mii de așteptători care au stat să vină Iisus, când a văzut că Iisus n-a venit, 45.000 dintre ei n-au mai putut de bucurie că Iisus n-a venit. Doar vreo 5.000 dezamăgiți, plânși, amărâți, cu ochii în văzduh, a văzut că a trecut miezul nopții, că s-a făcut dimineață și Iisus n-a venit. Dezamăgiți că Iisus n-a venit. Dacă ar fi să întrebăm așa, retoric, nu că aș aștepta un răspuns din sală, a fost vreodată dezamăgiți că Iisus n-a venit? A fost vreodată dezamăgiți că Iisus încă n-a venit? Dacă n-am fost niciodată dezamăgiți că Iisus n-a venit, înseamnă că de fapt nu l-am așteptat niciodată. Nu l-am așteptat. Puterea care a trezit poporul atât de mult în mișcarea de la 1844 va fi descoperită din nou. Solia Îngerului al Treilea se va propaga nu cu o voce slabă, ci cu o voce puternică. Ca o revărsare de ape, mișcarea a trecut cu forță pe pământ. A fost doar puțină, momentul acela, a fost doar puțină bucuria extazului. Uitați ce se întâmplă, uitați cum erau caracterizați cei care așteptau ca Iisus Hristos să vină în noaptea aia. Deci a fost doar puțină bucurie extazul, adică poate puține îmbrățișări, vine Domnul, vine Domnul. Ce a fost mai mult? Bucuria extazului a fost puțină, dar mai mult a fost altceva. Ce? Zice, mai degrabă a fost adâncă cercetarea inimii. Adică fiecare să privea așa în inima lui și zicea, Doamne, cum sunt eu, sunt gata, pot să vii. Dacă vii, plec cu tine. Ei își cercetau inimile lor să vadă, sunt gata. Mi-a trimis cineva mai de mult un mesaj pe telefon și zicea acolo că soțul și soția, când se puneau în pat, înainte să ia somnul, se întrebau unul pe altul. Ai mărturisit totul astăzi? Ai verificat dacă e greșit undeva să te pui rânduială cu Domnul înainte să ia somnul? Poate nu ne mai trezim dimineață și aș vrea să fim împreună acolo. Ai greșit undeva astăzi? I-ai spus la Domnul că ai greșit, ți-ai cerut iertare, te-ai pus rânduială? Preocupare, cercetare de sine, dorința sinceră de a fi mântuiți. A fost puțină, doar puțină bucuria extazului, mai degrabă adâncă cercetarea inimii. 2. Mărturisirea păcatelor. Se duceau acolo și își mărturiseau păcatele. 3. Părăsirea lumii. Părăsirea lumii. E, aici e problema noastră. Părăsirea lumii. Ce nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Ați observat de câte ori se dă bătălie în inima noastră pe tema aceasta a lumii? Ați observat? Cât din lume să stea în inimă, cât din lume să stea afară. Când o lași, când o dai afară. Când o poftești, când o alungi. Când... Ați observat bătălia? O simțiți? Părăsirea lumii. Erau preocupați să părăsească lumea. Pregătirea pentru a întâmpina pe Domnul a fost povara sufletelor în agonie. Se făceau rugăciuni perseverente și exista consacrare fără rezerve lui Dumnezeu. Dintre toate mișcările religioase din zilele apostolilor, niciuna n-a fost mai lipsită de imperfecțiune omenească și de vicleniile satanei, cum a fost cea din toamna anului 1844. Deci a fost pe vremea apostolilor, a mai fost una lipsă de imperfecțiune umană la 1844 și va mai fi una înainte de venirea lui Iisus. Lipsită de imperfecțiunea umană și lipsită de șmecheriile și vicleniile satanei. Pe vremea apostolilor, la 1844 și la a doua venea Domnul Iisus Hristos. Restul
EKG-ul. Pagina... Stai că mai avem aici un pasaj. Ei studiau cuvântul lui Dumnezeu cu o intensitate de interes necunoscută până atunci. În acel timp a existat credința care a dus răspuns la rugăciuni. Asigurarea acceptării din partea Mântuitorului le era mai necesară decât hrana lor zilnică. Citesc încă o dată. Asigurarea acceptării din partea Mântuitorului era mult mai necesară decât hrana lor zilnică. Ce căutau ei cel mai mult? Să știe că i-a primit Mântuitorul. Și după aia mâncau. Dacă știau că nu sunt împăcați cu Dumnezeu și că viața lor nu aparține 100% lui Dumnezeu și că ceva în viața lor n-ar fi după voia lui Dumnezeu, refuzau mâncarea până se puneau în legătură și în rânduială cu Iisus Hristos. Ce popor era poporul acela? Și poporul acesta era fie din biserica Efes, fie din biserica Filadelfia. Pe vremea 1840 încoace. Pagina 88, un alt pasaj. Slujitorii lui Dumnezeu cu fețele lor strălucind de sfântă consacrare. E un pasaj foarte cunoscut acesta. Vor alerga din loc în loc ca să proclame solia din cer. Avertizarea va fi dată prin mii de voci pe tot pământul. Câți oameni vor da avertizarea? Doi în România, cei mai mari, cei mai tari. Trei în Austria, doi în Spania, cinci în America, patru în America Latină. Cât zice cuvântul inspirat? Mii de oameni! Și ce zicea Ilie? Doamne, numai eu singur! Ce i-a zis Domnul? Mai am 7.000 în Israel care se pot folosi la fel ca tine oricând. Avertizmentul va fi dat prin mii de voci pe tot pământul. Minuni vor fi săvârșite. Și acum uitați la câteva amănunte. Bolnavii vor fi vindecați, semne și minuni vor însoți pe credincioși, Satana lucrează de asemenea cu minuni înșelătoare, chiar coborând foc din cer în văzul tuturor. Astfel locuitorii pământului vor fi aduși în situația de a lua opoziție. Copiii lui Dumnezeu vor face minuni. Satana prin ai lui vor face și ei minuni. Minuni încoace, minuni încolo. Evanghelia încoace, Evanghelia încolo. Propovăduire aici, propovăduire acolo. Amintea, cred că Dani de dimineață la școală de sabat, diferența despre care vorbește le noi în experiență și viziuni, ce au unii și ce lipsește celorlalți. Unii n-au decât două lucruri, lumină și putere. Lumină, putere, putere, lumină, putere, avem lumină. Și ceilalți, lumină, putere, dragoste, bucurie și pace. Înțelegeți? Să va fi diferența. Dar va fi mică. Va fi mică. Dar oamenii în situația asta, locuitorii pământului, vor fi aduși în situația de a lua o poziție. La un moment dat, așa și invers, așa și invers. Urmăresc știrile. Eu le urmăresc. Și de ce le urmăresc? Pentru că gradual pentru mine sunt niște pietre kilometrice. Studiez profeția, văd ce se întâmplă. Studiez profeția, văd ce se întâmplă. Și sunt tot mai convins că Iisus Hristos vine curând. Iisus Hristos vine curând. Sunt bucuros pentru lucrul acesta. Și urmărind știrile, conflictul ăsta major care îi frământă pe europeni, tot se luptă să îngenunche Rusia, Rusia nu se mai dă îngenuncheată și acum le-a cășunat la toți pe China. Trebuie să iau o decizie. Ce stat în neutră? Dacă nu, îi punem și embargouri să nu-și mai vândă marfa în toată Europa, să nu mai fie putere economică. Și acum luptă și presiuni pe China. Ce presiuni se face? Să se hotărească. Ești cu europenii, ești cu NATO sau ești cu Rusia? Tare curios sunt să văd ce va fi. Din punct de vedere profetic, eu știu ce decizie va lua China. Oamenii așteaptă și fac presiuni și nu știe, va fi așa sau așa. Dar profeția spune unde se va poziționa China. Cuvântul spune unde va fi. Ăsta e avantajul când știi profeția, când știi ce a zis Dumnezeu. Oamenii vor fi aduși, zice aici cuvântul, se fac într-o parte minuni, în altă parte minuni. Vindecări, vindecări. Se predică Evanghelia, se predică Evanghelia. Se vorbește despre Duhul Sfânt, se vorbește despre Duhul Sfânt. Și oamenii vor fi duși în situația în care trebuie să se pună și ei undeva. Numai că una este contrafacere și una este autentică. Cum vor face oamenii diferența?
De unde știi care e bună? Pagina 89. Suflete care erau răspândite în toate corpurile religioase au răspuns chemării și cele prețioase au fost zorite să iasă din bisericile osândite. Așa cum Lot a fost zorit să iasă afară din Sodoma înainte de distrugerea ei. Suflete prețioase vor fi zorite să iasă afară din Babilon. Așa cum Lot, mi-a plăcut unul pasajul ăsta, de-aia l-am și notat. Așa cum Lot a fost zorit să iasă din Sodoma înainte să vină plăgile, înainte să vină focul. Așa oamenii vor fi zoriți să iasă din Babilon înainte să vină plăgile peste lumea întreagă. Pagina 90, criza. Aici e un pasaj extraordinar. O să vă spun care este cel mai frumos pasaj pe care mi l-am notat în această după-amiază, nu mai sunt multe. Trei pasaje. Solia va fi dusă nu atât prin argumente, 7 dovezi despre sabat, 5 dovezi despre mâncarea sănătoasă, 4 dovezi despre înviere, nu știu câte dovezi despre sanctuar, nu știu câte dovezi despre a doua venire, nu știu câte dovezi despre răpire, nu știu câte dovezi despre... Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin adâncă convingerea Spiritului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va lucra. Argumentele fusese reprezentate, sămânța fusese semănată și acum ea va încolți și va aduce rod. Evanghelizări, alte evanghelizări, cărți, iarăși cărți, încă o dată cărți. Sunt locuri pe unde s-a trecut cu cărți de nenumărate ori. Și eu, și alții, și înainte de mine. Pe până la generația noastră, eu am crezut că noi am dat cele mai multe cărți. Când am citit cartea Sub ocrotirea celui prea înalt, scrisă de fratele Fereșteanu, am descoperit că, de fapt, România a mai fost evanghelizată de alții înainte de noi. Am mai trecut eu odată cu cărți, prin școli, prin colo, prin instituții, prin primării, prin... Și apoi alții, și mereu, Evanghelia încă face apel. Publicațiile distribuite de lucrătorii misionari au exercitat influența lor. Totuși, mulți ale căror minți fusese impresionate au fost împiedicați de la o deplinere înțelegere a adevărului sau de la împlinirea lui. Acum, razele de lumină pătrund peste tot. Adevărul este văzut în claritatea lui și copiii sinceri a lui Dumnezeu se despart de legăturile care îi țineau. Fiți atenți la un lucru. Legăturile familiale, legăturile bisericești, sunt fără putere să le reziste acum. Adevărul este mai prețios decât altceva. În ciuda agențiilor combinate împotriva adevărului, un mare număr ia poziție de partea Domnului. Un mare număr. Deci, când lucrurile acestea vor veni, când timpurile acestea grele vor veni și asupra Bisericii Dumnezeu, va fi momentul când lumea aceasta va lua o decizie și foarte, foarte, foarte mulți dintre oamenii lumii acestea vor veni să-și dea viața lui Dumnezeu și să intre în rândurile poporului lui Dumnezeu. Am auzit pe aceia îmbrăcați cu armură predicând cuvântul cu mare putere. El avea efect. Mulți fuseseră legați, unele soții de soților și unii copii de părinților. Cei sinceri care fuseseră împiedicați de a auzi adevărul acum îl primeau cu bucurie. Ei flămânziseră și însetaseră după adevăr. Acum le era mai drag și mai prețios decât viața. Am întrebat, ce făcuse această schimbare? Un înger mi-a răspuns, ploaia târzie, reînviorare de la fața Domnului, marea strigare a îngerului al treilea. Dacă la momentul acesta sunt persoane care nu s-au poziționat de partea lui Dumnezeu datorită familiei, soțului, soției, copiilor, părinților, va veni o vreme când orice legătură familială se va rupe pentru că se va ști și vor înțelege că este în joc mântuirea. Nu ai făcut pasul acum, nu-l mai face niciodată pentru că timpul se va încheia. Ultimele două pasaje, cel mai important dintre ele. Tot în cartea Criza, tot în capitolul Marea Strigare. Cum e posibil... Aici o întrebare pe care o pune Ellen White. Cum e posibil... Circulau niște broșuri încă de pe vremea Ellenei White. Fiți atenți că bătălia a fost pentru poporul Dumnezeu întotdeauna. Dar uitați ce scria sora White. Cum e posibil ca aceste pamflete acuzând pe adventiștii de ziua șaptea ca fiind Babilon să fie răspândite peste tot? Adventiștii, Babilon. Chiar în acel timp când biserica primea revărsarea Duhului lui Dumnezeu.
Cum e posibil ca oamenii să fie atât de înșelați încât să-și imagineze că marea strigare constă în a chema poporul lui Dumnezeu afară din comuniunea bisericii care se bucură de binecuvântarea reînviorării? Mai citesc o dată? Ați înțeles? Cum e posibil ca oamenii să fie atât de înșelați încât să-și imagineze că marea strigare constă în a chema poporul lui Dumnezeu afară din comuniunea bisericii care se bucură de binecuvântarea reînviorării? Cum e posibil? Criza, pagina 93. Cum e posibil? Și zice mai departe următorul pasaj. Tu vei lua pasaje din mărturii care vorbesc despre încheierea timpului de probă, despre zguduire în poporul Dumnezeu și vei vorbi despre o ieșire din acest popor și o atașare a lui de un alt popor mai sfânt care se va ridica în viitor. Le vorbea în 1844. Veți lua, veți ieși și vă veți atașa de un popor mai sfânt care se va ridica în viitor. Acum toate acestea încântă pe vrăjmași. Dacă mulți vor accepta aceste vederi pe care le susții și le promovezi, despre care vorbești și după care acționezi, noi vom vedea una dintre cele mai mari tulburări fanatice care a fost vreodată văzute printre adventiști de ziua șaptea. Aceasta este ceea ce Satana dorește. În timpul marii strigări va exista această rupere pe care a profetizat-o Ellen White de 170 de ani. Exact în aceeași carte, nu eu am compilat-o, să știți. Eu doar am tipărit-o, am găsit-o la conferință, am cerut-o de acolo, am rupt o foaie cu foaie, am dus-o la tipografie și am tipărit 1000 de bucăți. Se poate tipări. Cel mai simplu. O rupi și o trai la Xerox. Primejdia care paște poporul Dumnezeu. Aceasta este ceea ce dorește Satana. Scoate-i de aici și du-i într-o grupare mai sfântă. Unde este? Unde este? Eu m-aș duce, dar nu știu. Unde este? Nu este. E aici. Ultimul pasaj. Foarte frumos și foarte încurajator. Despre marea strigare. Lucrătorii vor fi calificați mai degrabă prin ungerea Duhului Său decât prin pregătirea în instituțiile de învățământ. Chestia asta poate pe cineva va supăra, mai ales pe cei care pun mare accent pe pregătire. Nu e rău să fim pregătiți? Pavel, pregătit fiind, a scris cel mai mult din Sfânta Scriptură aproape. Dar cuvântul spune că lucrătorii vor fi calificați mai degrabă prin ungerea Duhului Său decât prin pregătirea în instituțiile de învățământ. Oamenii ai credinței și rugăciunii vor fi îndemnați să înainteze cu zel sfânt, declarând cuvintele pe care Dumnezeu le va da lor. Mulți chiar printre needucați proclamă acum cuvintele Domnului. Copiii sunt mânați de Spiritul Sfânt să meargă și să proclame solia din ceruri. Spiritul este revărsat asupra tuturor celor care se vor supune îndemnurilor sale și lepădându-se de toate mașinăriile omului, de restricțiile lor care țin legați și de metodele lor de precauție, vor declara adevărul prin tăria puterii Spiritului Sfânt. Lumina va fi dată numai sufletelor care o caută cu sinceritate și care acceptă cu bucurie fiecare rază de iluminare divină din cuvântul Său cel Sfânt. Prin aceste suflete Dumnezeu va descoperi acea lumină și putere care va lumina tot pământul cu slava Lui. Marea strigare stă în fața noastră. Timpul acesta va veni curând peste noi. Vreau să vă spun, dragii mei, că vine un timp când se va trage o linie de demarcație. În biserică se vor dezvolta cele două clase. Grâul și neghina. Cuvintele inspirate se vor împlini la literă, indiferent ce credem noi, ce zicem noi, cum privim noi, lucrurile se vor întâmpla întocmai.
Ferice de cel care va fi poziționat corect. Ferice de cel care se va pune de partea lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu. Ferice de cei care vor avea parte de ploaia târzie. Ferice de cei care vor fi unși să dea marea strigare. Ferice de ei. Domnul să ne ajute. Să rămânem de partea Lui. Să fim umpluți cu puterea Lui. Și să facem și noi parte în programul lui Dumnezeu, din cei care vor vesti lumii ultima solie de har. Nu doar pentru salvarea lor, ci și pentru salvarea noastră. Amin.